suprafața grunduită este uscată și rezistă la zgâriere. Trecem acum la aplicarea sistemului de hidroizolație, alcătuit dintr-o pastă hidroizolantă flexibilă și o bandă de etanșare. Pasta este alcătuită din două componente, una sub formă de pulbere și alta fluid păstoasă. Acestea se toarnă într-o găleată și se amestecă până la omogenizare. Raportul de amestecare este de 1 la 1. Se așteaptă 5 minute, apoi se amestecă din nou. Pentru obținerea unei suprafețe impermeabile, sunt necesare două straturi cu grosimea totală de minimum 0,8 mm. După aplicarea primului strat, cu o pensulă sau cu o bidinea, se aplică banda de etanșare, care fixează rosturile de dilatație și de legătură. Această bandă este impermeabilă și elastică, asigurând o legătură durabilă și rezistență la rupere și deteriorare. Banda se taie la colțuri și se suprapune pentru a asigura îmbinări corecte. Specialiștii Misiunea Casa vă recomandă să urmăriți eliminarea eventualelor cute care pot apărea la fixarea benzii. De aceea, după așezare, este bine să o neteziți cu un șpaclu metalic. Revenim la cădiță, unde banda de etanșare va fi acoperită de cel de-al doilea strat de pastă hidroizolantă, ce va fi aplicat cu gletiera. Atunci când doriți să realizați placarea cu grese rapid, în cursul aceleiași zile, acest sistem vă asigură că nu pierdeți prea mult timp. Primul strat de hidroizolație se usucă în aproximativ 3 ore, iar cel de-al doilea este complet uscat după alte 5 ore.